plutesc într-un vis și zic că nu se mai termină. Alerg pe plaja mării sub o însângerată lună, Marea Neagră devenind toată roșie, fără valuri, fără spumă. Lupesc căruși transformați în vulturi, atacă oameni ce se adună să admire acest spectacol grotesc. Speci ucigătoare apar cu mine, nu lipsesc. A doua zi atacă din nou, victimele se mulțesc, cresc părți mulțe din corpul omenești, plutesc pe apă. Într-un sezon ce a devenit masacru, dintr-o dată întreaga mulțime a fost atacată. În față văd o fetiță ce este spâșiată, după ce a țipat probabil după un ajutor pentru a fi salvată. Nimeni nu se arată decât trupul în descompunere, o zi șocantă, cu raze solare care încin corpuri revenite în vacanță la mare. Și zac acum nemișcate pe nisip goale, înconjurate de păsări răpitoare și speci ucigătoare, devenind o atmosferă apăsătoare din care vreau să mă trez, să privesc afară, să văd în ce anotimp sunt, în vară sau iarnă. Poveste incredibilă, o nouă zi insolită, atmosfera păsătoare, însă nu se lasă prea mult dorită. E de ajuns să scot un pic nasul afară și mirosul de cadavre mă înconjoară, mă irită. Ah, Doamne, ce coșmar, mă trezesc, credeam că nebunesc, ce ujurare. Sunt în vacanță la mare, ies și mă îndresc spre plajă, stupoare. Trupuri goale, aflate în descompunere, în bătaia razău solare. Ultraviolete, femei ultraviolate, și varsă amarul cu lacrimi de sânge. La 2 metri mai în spate, văd un ins cu capul plecat ce plânge. Mă întreb spre el și când dau să-l întreb ce are, îmi dau stupoare. Un om fără chip, nu s-a făcut gleață, îmi vine să vomit, cușmarul pare aia nu se mai termina. Să fie o singur normal, imagini terifiante ca un tablou avantgardist mortal. Încep să mă cred și eu, ca și carbon și nazi și evreu. Căutând particule de lumină, obținând rezurecția unui suflet accidental transpus într-o pădure cu lună plină, unde sunt terifiat de orice jivină, iar fără de vină, atmosfera își capătă condițiile ei mitice. Privesc dinții ce strălucesc în întuneric cu aceeași agilitate neobosită, gata să te sfâșie în orice clipită, în orice clipă, gata să captezi mii de boli și bacterii în orice direcție o iei. Iar tu, într-un adevărat focar de infecție, vei agoniza până la sfârșit. Singura ta speranță va fi o sabie cu vârful teșit, deci negreșit, vei da pagini înainte, în același timp urmărând firul narațiunii. 90% din populație sunt mutații, iar morbiditatea esteticilor sparge limitele ficțiunii. Iar în ceea ce privește credibilitatea acțiunii, crede-mă, deși e o poveste incredibilă, căci pot spune că sunt mai mult de 276 metode de a descrie o lume invizibilă.